1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 5. Că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremură. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, Tată, îți mulțumim frumos pentru harul pe care l-am auzit, l-am avut să auzim Evanghelia. Îți mulțumim, Doamne, că această Evanghelie are la bază înțelepciunea Ta și nu a noastră și că a produs o credință bazată pe puterea lui Dumnezeu. Singura, Doamne, care ne poate ține și singura care poate să producă o credință adevărată. Asta vreau să mă rog în continuare, Tată, ca tot Evanghelia să fie predicată și ca produsul, rezultatul acestei predicări să fie tot credința adevărată și tot aceea care se bazează pe puterea Ta. De aceea, Doamne, dăm putere să predic cuvântul așa cum este el, nu evocând înțelepciunea oamenilor, ci înțelepciunea Ta, nu făcând apel la talente oratorice, ci la puterea dată de Duhul Sfânt. Și te rog să pregătești și fiecare inimă, Doamne, să asculte. Fă o să fie o inimă bună, Doamne, și primitoare și smerită. În numele Domnului Isus. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Cred că am observat cu toții că după ce Dumnezeu ne mântuiește, nu ne răpește la cer imediat. Ne mai lasă pe pământ și ne lasă cu un scop, comenire. De multe ori simțim că avem atât de multe lucruri de făcut, parcă trebuie să jonglăm ca la circ cu atâtea opțiuni și nu mai știi ce să faci. Și ai nevoie de focalizare, ai nevoie să știi care este acel lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la tine și de la mine în peregrinajul nostru în lumea aceasta, pe acest pământ. Și cred că ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi este surprins în mai multe texte ale Scripturii, texte precum marea trimitere Matei 28: mergeți în toată lumea și spuneți Evanghelia, texte precum faptele Apostolilor 1 cu 8 și voi veți primi o putere când se va coboră Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Cred că Dumnezeu se așteaptă de la noi toți să fim niște predicatori. Se așteaptă să fim niște vestitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Sigur că sunt unii chemați aici în față și fac această slujire într-un mod, să zic așa, formal, într-un cadru eclezial și cu darurile de predicare date de Duhul lui Dumnezeu, dar într-un sens mai larg, orice creștin, bărbat sau femeie, este chemat și chemată de Dumnezeu să fie un vestitor al Evangheliei. Pentru că cel de pe banca din parc, cel de pe scaunul din autobuz, cel de pe bancheta din tren, cel de pe biroul de la locul de muncă, cel de la școală și așa mai departe, are nevoie să audă despre Hristos. Amin. Și cei care îi vor spune despre Hristos suntem noi, sunteți dumneavoastră. Suntem fiecare dintre noi în măsura în care ne înțelegem această chemare și acest mandat din partea lui Dumnezeu de a fi cu toții martorei săi, acolo unde El ne-a așezat. De aceea în seara aceasta, în puține cuvinte, pentru că timpul este înaintat și am înțeles că trebuie să terminăm rapid, aș vrea să vorbim despre vestirea cuvântului lui Dumnezeu și să înțelegem cum și în ce mod ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi în parte, să ne îndeplinim acest scop, această menire de a fi vestitori a Evangheliei, vestitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau să răspundem la trei întrebări. Prima întrebare este aceasta: Ce înseamnă să vestim cuvântul lui Dumnezeu? De ce pun întrebarea asta? Pentru că de multe ori ne obișnuim cu anumite expresii care intră în uzul nostru eclezial, devin un fel de clișee, și când spunem că trebuie să vestim cuvântul lui Dumnezeu aproape că nu mai înțelegem exact la ce ne referim. Iar Pavel ne ajută aici să înțelegem cu exactitate ce avem în vedere atunci când Dumnezeu ne cheamă să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați la versetul 2 și să vedem că a vesti cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să-L vestim pe Hristos cel răstignit. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Frați și surori, noi trebuie să fim oamenii cu o singură opțiune, oamenii cu o singură carte. Pur și simplu preocuparea noastră, țelul nostru, scopul nostru, menirea noastră, mesajul nostru să fie unul singur. Știu că nu ne place monocromia. Știu că în general oamenilor le place diversitatea, ne place culoarea. De asta când am trecut de la televizoare alb-negru la televizoare color ne-am bucurat dintr-o dată că am văzut lumea colorată. Și ne place culoarea și am vrea să vorbim despre multe lucruri și am vrea să ne intereseze multe lucruri și, într-o anumită măsură, există o legitimitate pentru asta. Dar, cu toate acestea, trebuie să avem această hotărâre și fermitate sfântă. Ca atunci când deschidem gura, fie că suntem aici într-o întâlnire de program, fie că suntem la lucru, fie că suntem acasă în familiile noastre, oriunde suntem, să fim la fel de hotărâți ca Pavel. Și să spunem, nu vreau să știu între voi și între noi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și am putea încheia predica asta. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi toți este să depunem toate eforturile. Când deschidem gura și vestim ceva, să-L știm pe Isus Hristos și pe El răstignit. Nu mai vreau să intru în context să explic despre modul în care Pavel se distanțează de specialiștii vremii, de cei care apelau la retorică pentru a-i convinge pe oameni și la filozofii. Vreau doar să mai amintesc că această hotărâre fermă a lui Pavel nu era ceva ocazional, întâmplător. Pentru că noi am mai spune, dar din când în când tot îl vestim pe Hristos și pe el răstignit. Dar sunt și alte lucruri interesante. Putem avea și alte preocupări. Pavel zice nu. Trebuie să fim oamenii care nu doresc altceva decât să-L știe pe Hristos și pe El răstignit. De aceea avem acest motto, proclamăm domnia nelimitată a Lui Hristos. Vrem ca El să fie centru în toate lucrurile. Amintiți-vă în Galaten, capitolul 3, versetul 1, când este supărat Pavel? Știți de ce se supără Pavel acolo? Zice, Vo, voi ați vrut să vă întoarceți la lege. Că acolo era mai multă diversitate. În lege erau cel puțin 613 legi, după cum au început ei să le dezvolte. Deci aveați cinci tipuri de jerfe, aveați nu știu câte sărbători, nu știu câte feluri de mâncare, ce aveți voie să mâncați, ce nu aveți voie să mâncați, spălă rituală, rituale și câte și câte, tot sistemul jertfelor, cum era la cort, cum era la templu, ce voi tindeți să vă întoarceți înapoi acolo pentru că aveți această diversitate și fiecare vă puteți lua ceva, câte o bucățică din diversitatea asta care să vă facă pe voi să vă umflați în mândria voastră. Pentru că de fapt asta făceau și în Noul Testament cei care doreau să se întoarcă la lege, vă amintiți ce spune Pavel? Pavel spune, ei vă poruncesc tăierea prejur, nu că nu mai pot ei de tăierea împrejur, dar ca să se poată lăuda cu trupul vostru. Și de fapt asta era marea bătălie pentru care oamenii vreau să meargă la lege, pentru că acolo puteau să-și ia fiecare ceva și să se laude. Și el le zice, o galateni nechipzuiți, cine va fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Ce nu vă întoarceți acolo, Păstrați-l pe Hristos central. El trebuie să fie înaintea voastră, pentru că atunci când este zugrăvit Iisus Hristos care a răstignit, nu se mai pune problema de ce poți face tu și eu, de ce poți sluji tu și ce poți sluji eu. Se pune problema de ce a făcut Hristos la cruce. Vreau să vă spun un lucru, frați și surori. Slujirile noastre, începând cu a mea, acum, pe care o fac de predicare, sunt zero. În comparație cu ceea ce a făcut Hristos la cruce. El nu are nevoie de absolut niciunul dintre noi. N-are nevoie de mine și n-are nevoie de dumneavoastră. Tot ce facem este o onoare și un privilegiu pe care Dumnezeu ne-l dă fiecare dintre noi. Și îmi doresc foarte mult ca în Biserica Adonai, chiar dacă ne-am organizat bine cu slujirile, chiar dacă tot insistăm să slujim fiecare acolo unde Dumnezeu ne-a chemat, să fie foarte clar pentru toți. Că slujirea este un har și o onoare pe care Dumnezeu ne o face fiecăruia dintre noi în parte, începând cu păstorii și cu fiecare dintre noi. Nu are Dumnezeu nevoie de niciunul dintre noi. Noi avem nevoie să slujim și facem, spune, n-am făcut decât ce eram dator să facem ca niște robi. Netrebnici. Netrebnic înseamnă de care nu ai nevoie. Frași și surori, este important lucrul acesta pentru că atunci când Hristos este zugrăvit înaintea noastră și El răstignit, înțelegem ce avem de fapt de făcut, că trebuie să-L vestim pe Domnul Iisus Hristos. Apoi, dacă asta pare plictisitor, dacă asta pare prea puțin și spunem dar avem nevoie de mai mult decât de Hristos cel răstignit, în versetul 1 ne explică că aici este ascunsă taina lui Dumnezeu, zice că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Observați ce spune aici Pavel. Pavel spune, când vorbesc despre Hristos și jerfa Lui, de fapt pun un egal între asta și taina lui Dumnezeu. În Hristos și în Lui este ascunsă toată taina lui Dumnezeu. Vă amintiți că în Coloseni spune în capitolul 1, taina ținută ascunsă de, din veșnicii, dar descoperită acum, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. În el este ascunsă taina lui Dumnezeu. Dacă ar veni un om foarte deștept aici, înaintea voastră, înaintea noastră, probabil că am avea tendința să stăm mult cu acea persoană și am vrea să stoarcem tot ce are în cap. Pentru că am vrea să aflăm din înțelepciunea lui. Imaginați-vă că la biserica Adonai în seara asta ar veni omul cel mai înțelept de pe pământ. Am vrea, nu? Să vedem ce are în cap, cât este el de înțelept, ce, ce se ascunde acolo. Ați fi curioși să vedeți ce are în minte Dumnezeu și ce se ascunde în mintea lui Dumnezeu? Sigur că nu putem pricepe nu tot, nici măcar puțin. Dar avem aici un indiciu foarte interesant, că taina lui Dumnezeu, ținută ascunsă și plăsmuită în mintea lui Dumnezeu, ne este descoperită în Isus Hristos. Și de fapt când spunem că ce mai pot spune despre jertfa lui Hristos sau despre crucea lui Hristos, că știm tot. Adevărul este că abia am zgâriat un pic suprafața. Atât de mult este ascuns în jertfa lui Hristos, încât merită ca Biserica Adonai, dacă mai supraviețuiește încă 100 de ani aici în București, sau 200 de ani, când nu mai fi noi, 200 de ani în continuu să se predice doar despre Hristos și el răstignit. Încă 150 de ani, toți din biserică să nu-și dorească în biserică altceva decât pe Hristos, și pe El răstignit. Atât de vastă este taina aceasta, atât de mare este înțelepciunea lui Dumnezeu și Dumnezeu a ales să încapsuleze această înțelepciune în Hristos, în jertfa Lui și El răstignit. Nimic altceva. De fapt, atât de interesante sunt lucrurile acestea, încât Cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 9, tot din 1 Corinteni, capitolul 2, dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit. așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. La ce vă gândiți când auziți versetul acesta? Eu, de multe ori când am auzit și, am citit versetul ăsta, mă gândeam la cer. Și cum o să fie în cer? Și am, Doamne, dacă aurul de pe pământ e așa frumos, cum trebuie să fie aurul din cer? Și mă imaginam eu cum umblam pe străzi de aur și mâncam gem proaspăt și miroseam flori îmbătătoare și cântam cu îngerii Sinfonia cerească și mai încreșteau și aripile și mai dădeam câte o tură. Și îmi imaginam, Doamne, ce frumos trebuie să fie în cer, că în cer o să fie lucruri pe care ochiul meu nu le-a văzut. Mă gândeam câte culori sunt pe pământ. Ați zice ce paletă cromatică când intre acolo și pe net câte variante pe aceeași nuanță de culoare. Și mă gândeam dacă mai sunt alte culori pe care încă nu le cunoaștem. Cum trebuie să arate noile culori din cer? Îmi imaginam eu. După aia lucruri pe care urechea nu le auzezi, zic cine știe ce sunete or fi. Câteodată când aud câte o melodie foarte faină realizată îmi vine să plâng. Că este multă sensibilitate. Deci avem, avem, niște compoziții foarte bune, foarte bune și oricât ai fi de, de dur, îți intră la suflet, n-ai cum, te cercetează așa, pentru că vezi frumusețea, dacă ai un pic de apreciere pentru artă, vezi, vezi lucrul ăsta, Diceam, o să aud acolo o melodie cum n-am auzit în veci, ce frumos. Și la inima omului nu s-au suit. Și când am avut așa un cutremur, că M-am uitat în textul ăsta și am zis: Ia să mă uit și în context. Că nouă ne place să luăm așa, pac, ca la pescuit. Arunci în apă și. și ți-ai luat, ți luat un verset numai bine. Cum facem noi? Le punem pe pereți ca să, să ne prindă bine, la nevoie. Dar versetele sunt puse într-un context și le transmit ceea ce a vrut Duhul Sfânt ca ele să transmită. Chiar dacă noi le luăm pentru uz personal și unele le folosesc chiar în mod greșit. Și uitându-mă în context, am constatat că, într-adevăr, acest verset are de-a face cu ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în cer. Și așa este. Lucruri pe care omul nu le-a uh, văzut și ce spune mai departe. Dar, în context, de fapt, chestiunea asta despre care vorbește. Are de a face cu ceea ce noi deja înțelegem, acum, dacă vă uitați mai departe în text. Cu ceea ce deja Duhul Sfânt le descoperă celor ce sunt duhovnicești și nu firești. Cu ceea ce deja Duhul Sfânt ne descoperă aici. Adică, eu acum încep să văd ceea ce ochiul n-a văzut. Acum încep să aud ceea ce urechea n-a auzit. Acum începe la inimă să mi se suie ceea ce nu s-a întâmplat. Pe cum adică? La ce te referi? Și, în context, este vorba despre înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică, și ținută ascunsă, și descoperită în jertfa Domnului Isus Hristos. Practic, ce spune textul acesta este că, până să ajungem în ceruri și să vedem lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, dacă te uiți bine la cruce, o să vezi lucruri pe care ochiul tău nu le-a văzut până acum. Dacă te uiți bine la cruce, o să auzi lucruri pe care urechea ta nu le-a auzit până acum și dacă te uiți bine la cruce, la inima ta se vor sui lucruri care nu ți s-au suit până acum. Înțelegeți, frați și surori, de ce se merită să predicăm 150 de ani despre Hristos și despre El răstignit? E clar? Trebuie să facem lucrul acesta pentru că acolo, în jertfa lui Hristos, la cruce, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii lui Dumnezeu, toată această bogăție de slavă, această înțelepciune divină, mintea lui Dumnezeu, este încapsulată în jertfa lui Hristos, astfel încât dacă te uiți predică după predică, an după an, an după an la jertfa lui Hristos, o să începi să vezi lucruri pe care ochiul tău nu le-a văzut înainte, să auzi lucruri pe care urechea mea nu le-a auzit înainte și la inima ta să se întâmple să se suie lucruri care nu s-au suit înainte. Și când vom ajunge în ceruri, da, o să capete sens și acolo, dar lucrurile încep de pe pământ. De aceea, al vesti pe Hristos și jertfa lui Hristos nu este un lucru plictisitor. Al vesti pe Hristos, de fapt, este un ocean nesecat. Și provocarea, acum la încheierea predicii, că o să mă opresc aici, este următoarea. Propuneți ca atâta timp cât trăiești, să nu-ți dorești altceva, să nu vrei să știi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Pentru că în momentul în care vei face asta, în crucea lui Hristos, vei descoperi ce ochiul tău n-a văzut, vei auzi ce urechea ta n-a auzit și în inima ta se vor întâmpla lucruri care nu s-au mai întâmplat vreodată. Merită ca acesta să fie scopul și prioritatea noastră cea mai mare. Vreau să fac o aplicație pentru biserica noastră. Că nu vreau să predic pe deasupra noastră lucrurile acestea ne vizează pe noi, frași și surori. Am început acest proiect de plantare al bisericii cu această dorință. Și vreau să continuăm cu harul Domnului cu același obiectiv. Nu vrem să știm între noi nimic altceva decât pe Hristos și pe el răstignit. Să știți că apreciem fiecare slujire, apreciem fiecare efort, prețuim mai mult pe oameni decât pe slujiri. Vă prețuim pe voi mai mult decât ce face fiecare dintre voi. Și dacă este cazul, suntem dispuși să oprim orice slujire orice slujire. Cu o singură condiție, ca să ne putem focaliza asupra Lui Hristos și El răstignit. Nu cumva vreodată să uităm lucrul acesta. Nu cumva vreodată să ajungem să credem că ceea ce facem, orice slujire, inclusiv predicarea, este mai important decât un singur scop pe Iisus Hristos și pe el răstignit. De aceea acest mesaj este și o chemare către dumneavoastră să ne reamintim care este scopul nostru, care este viziunea noastră și este o invitație ca în modul în care vom continua să slujim fiecare, să o facem având în minte acest lucru, că o facem să-L înălțăm pe Hristos, că o facem ca El să fie înălțat înaintea noastră și să facem totul cu lepădare de sine, pentru că, până la urmă, Ceea ce contează foarte mult este să fim martori lui, vestitori ai lui, prin tot ce facem să-l vestim pe el. Amen!